Vreau să te întreb ceva. Tu ce părere ai despre domnul Talpan? Pauză. Am înțeles. Gata. S-a întrebat. George, mai ești? Da, sunt aici, da. Nu la PR. Nu vreau să am părere despre anumite persoane, nu? Să fac o caracterizare a unui om la nivel public, nu? Fiecare își face părerea despre orice persoană sau angajat al clubului. Nu, eu te întreb că e un om care e un om care luptă cu gherle și cu dinți. Mele sunt părerile mele, nu o să le fac publice. Nu, nu, asta am înțeles, dar este un om care în ultima săptămână a luptat cu gherle și cu dinții pentru CSA. De aia te-am întrebat. A făcut foarte bine felul în care se luptă el și cum consideră el că trebuie să apere identitatea stelei. Da, atât am vrut să aud de la tine. Dacă e ok, ți se pare că ce a făcut, a făcut-o bine pentru CSA sau luptându-se? Asta mă interesa. Steaua, Horia, Steaua. Steaua, cum spui tu, da. Păi mă rog, nu e CSA Steaua? Nu vă numiți CSA Steaua? Da, dar dacă ai putea să faci completarea cu Steaua, ar fi minunat. Steaua, bine, Steaua atunci. M-ai înțeles? De asta e un om care s-a luptat pentru Steaua. Eu de-aia... Foarte bine a făcut. Foarte bine a făcut. Adică e un om de admirat, asta te întreb sau nu? Mai trebuie puțin lucra la stilul în care în care luptă, dar e bine că luptă. Asta vreau să te întreb.